Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Khalil Ibrahim Ceyhan și iubita lui presupusă înstrăinată Slater Colu au fost văzuți împreună încă o dată. Vei fi surprins când vei auzi de locul în care actorii au fost surprinși de camera de filmat. Khalil Ibrahim Ceyhan, care a obținut și multe succese în domeniul muzicii, a susținut o performanță de succes alături de câțiva cântăreți la concertul organizat pentru familiile de martiri, veterani, invalizi și însoțitorii acestora. La concert a existat un mare interes pentru celebrul actor și cântăreț Khalil Ibrahim Ceyhan. Frumosul actor Khalil Ibrahim Ceyhan, care a dat viață personajului lui Yaman din seria Emanet, nu i-a lăsat în pace pe fanii Portugaliei, Braziliei și Spaniei. Cu câteva zile înainte de concert, o fotografie făcută în secret de un fan lui Khalil și Sila a făcut furori. Când celebrul cântăreț repeta pentru concert, o persoană neașteptată a venit să-l susțină pe Khalil Ibrahim Ceyhan. S-a dovedit că la concert a fost și Slater Colu, care a avut o relație romantică cu Khalil Ibrahim Ceyhan pentru o perioadă, iar relația dintre cei doi a continuat. Slater Colu l-a așteptat în culise pe Khalil Ibrahim Ceyhan pe tot parcursul concertului. La sfârșitul concertului, duul a condus acasă cu mașina lui Khalil Ibrahim Ceyhan. Potrivit informațiilor din audiență, Slater Colu a mers la sala de concert pentru a-l vedea pe Khalil Ibrahim Ceyhan. Fanii lui Khalil și Sila, care îi urmăreau în secret, au relatat că celebrii actori au stat de vorbă o vreme după repetiție. În timp ce Khalil și Sila vorbesc, fețele actorilor nu se văd clar în această fotografie făcută de fanilor dintr-un punct îndepărtat. Deci fața persoanei din fotografie nu este clar vizibilă, comparăm această persoană cu Slater Colu. Ei bine, crezi că persoana din fotografie este Slater Colu? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!